hai să facem noi o rețea noastră. Este vorba despre o rețea LAN împreună cu una wireless, da? Pentru asta voi adăuga un switch 2950 și un wireless device, un access point. Mai departe, end devices. Vreau să adaug un calculator, un laptop, un server și o imprimantă. Și astea vor fi conectate pe wired. După care aici o să adaug încă un calculator, un laptop, un server și o imprimantă. Patru dintre ele le vom conecta la switch cu cablu și patru dintre ele vor fi conectate pe wireless. Acum, conexiuni nu sunt decât cele fizice cu cablu. Ne ducem la connections și deși avem o grămadă de cabluri de aici, folosiți automatic Lichess Connection Type până în momentul în care veți înțelege exact care sunt toate tipurile de cabluri. Și conectați PC switch. Click and release. Un click, două clicuri, trei clicuri. Cine ar mai trebui conectat cu cablu? Switch-ul cu access point. Bun. Dispozitivele pe care vreau să le conectez pe wireless, în packet tracer by default nu au placă de rețea wireless. Uite, deschide și voi. Un simplu click pe PC. Acel PC de pe wireless, care vreau să-l conectez pe wireless, da? Deci acesta. Uitați-vă în zona asta, aici jos. Este placă Ethernet pentru a conecta un cablu, da? Stingem calculatorul, scoatem placa de rețea, numai în felul ăsta mergem pe packet tracer scoasă placa de rețea. Întâmplător sau nu, primul modul de sus este WMP300N-ul, acesta care e deja în partea de jos aici. Vedeți? Deci, stingi calculatorul, scoți placa de rețea și o aduci undeva aici în zona asta. Pui placa asta de rețea wireless și pornești la loc calculatorul. Da? E, la laptop se face cam la fel. Adăugăm placa wireless, pornim laptopul. Serverul la fel, aceeași logică. Are un buton de pornire-oprire, are o placă care trebuie scoasă, asta wireless adăugată. La fel printerul. Opresc printerul, scot placa, pun placa wireless, pornesc printerul. Ele se asociază singure la access point, pentru că access point-ul are security disabled sau open. Pe PC dau click. Vreau să configurăm acum IP-uri, da? Odată ce am făcut rețeaua fizică, configurăm IP-uri în rețea. Desktop, IP configuration, IP address. Așa se configurează un packet tracer. Aici, interfața asta grafică e cât de cât asemănătoare Windows-ului, nu? IP address. Hai să punem de forma 10.0.0.1 la primul, 10.0.0.2 la al doilea și așa mai departe, da? După ce scriu 10.0.0.1, apăs Tab. Mi se autocompletează subnet mask cu 255.0.0.0. O să aflați că acesta este un subnet mask default clasei din care provine acest IP 10.0.0.1. Deci nu e de mirare că avem aceeași valoare care se autocompletează peste tot. Bun, laptop, desktop, IP configuration 10.0.0.2. Subnet mask cu 255.0.0.0. Server, la fel. Desktop IP configuration IP address 10.0.0.3. Adică le dau IP-uri 1, 2, 3, la printer o să dau cu 4. Numai că la printer, uitați-vă, de la config și fast ethernet, de aici se configurează IP adresul. 10.0.0.4. Subnet mask-ul se autocompletează. Bun. Pe wireless, tot așa. Vă duceți la PC, desktop și IP configuration. O să vedeți că, by default, este clientul de HTTP înablat, da? Cum ar fi dispozitivele wireless să fie configurate cu static, cu configurări IP statice? Păi ar însemna că, dacă voi vă duceți de la o rețea la alta, cu telefonul mobil, de exemplu, peste tot trebuie să vă configurați IP-uri conform rețelei respective, nu? Ar fi, cred că, foarte, foarte dificil. Și atunci, by default, dispozitivele wireless pentru mobilitate maximă au DHCP client activat, da? Toate dispozitivele wireless.
Însă, în rețeaua noastră nu este un DHCP server. Hai să configurăm noi un DHCP server. Pe dispozitivul care se cheamă server, există software de tip server. Eu îl am la services. Voi vă duceți la config, aici în lista aveți services și sub services aveți DHCP. Da? Selectați DHCP. Bun. Hai să-l configurăm și după aceea îl enablăm. Vedeți că by default este disabled, este off. Start IP address să înceapă de la 10.0.0.100. Iar dacă aș avea în rețeaua mea default gateway și DNS server, le-aș configura și pe acestea, da? Nu am, dau save. Pornesc serverul DHCP. Și singurul lucru pe care trebuie să-l fac acum este să aștept să se aloce setări IP dispozitivelor de pe wireless.